Încrederea în sine nu pică din cer, nu vine din neant, într-o zi cineva să-ți ciocăne la ușă și să-ți aducă o cutie cu încredere în tine. Încrederea în sine depinde de competențele pe care le ai. Este firesc la început, când nu ai făcut niciodată un lucru sau când nu l-ai mai făcut după mult timp, să nu ai atât de multă încredere în tine pe cât ți-ai dori. Însă, în loc să te concentrezi pe a-ți crește încrederea în tine, concentrează-te pe a-ți crește competențele. Care sunt competențele de care ai nevoie pentru a desfășura acel lucru, acea activitate? Ce ai tu nevoie să știi? Ai un discurs de susținut în fața colegilor la serviciu, de exemplu? Pregătește foarte bine discursul. Ai de condus mașina? Ia-ți câteva ore cu un instructor. Ai o relație în care vrei să te descurci mai bine? Ia-ți câteva ore cu un life coach sau cu un psihoterapeut. Lucrează cu tine, dezvoltă-ți competențele de comunicare, competențe specifice la job, oricare ar fi acestea, și atunci când ești suficient de pregătit și ai competențele dezvoltate, eu îți garantez că vei avea și încredere în tine.